give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine. Hello, dragii mei, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar astăzi vă întâmpin de acasă și vă arăt lucrurile cu care m-am întors din Germania. Să știți că n-am făcut așa mari ravagii, se putea mai bine, dar am vrut să mă bucur mai mult de experiență. Dacă nu ați văzut daily vlogul pe care l-am făcut, mă rog, travel vlogul pe care l-am făcut, nu uitați să mergeți și la el, o să aveți un card aici pe sus sau la sfârșitul clipului o să aveți pop-up către daily vlogul pe care l-am, către travel vlogul pe care l-am filmat. Ei bine, am făcut câteva cumpărături pe care vreau să le împărtășesc cu voi astăzi. Am din toate categoriile. Mi-am luat lucruri și de la Essen, am luat și ciocolată, am luat și produse de beauty și parfumuri. Avem așa câte puțin din fiecare și zic să începem pentru că am câteva lucruri noi despre care vreau să vă vorbesc. Întâi aș vrea să vă arăt cu ce m-am întors de la Essen. Essen este un târg anual de board games care se desfășoară în orașul Essen. Se numește de fapt Spiel, târgul, din câte știu eu și de câte am înțeles de la băieți. Am filmat un pic în daily vlog, mi-aș fi dorit să filmez mai mult, doar că din păcate era foarte multă aglomerație. Gândiți-vă că într-un loc cam de două ori cât Rom Expo era full. Nu aveai efectiv în ce direcție să te duci, pe unde să iei, am filmat puțin, doar că nu aveam atât de rapid acces la telefon și fiind multă lume, e un pic ciudățel să mergi așa cu telefonul în toate direcțiile și să filmezi tot ce prinzi. Am luat câteva cadre pe la jumătatea daily vlogului sau travel vlogului, vedeți și cam care a fost atmosfera. Am filmat puțin doar partea de intrare pentru că după ce am intrat, efectiv, totul a fost haos. Dar la acest târg sunt prezentate atât board game pe care poți să le cumperi, cât și art design și lucruri artistice pe care le poți lua de acolo, cum ar fi insigne, căni de cafea, tablouri și alte lucruri de genul ăsta, șosete, și o să râdeți că am dat o grămadă de bani pe pereche de șosete, dar hei, îmi amintește de Essen, mese de board games, orice din sfera asta de jocuri, de animeuri, toate lucrurile le găsiți acolo. Experiența per total a fost una faină, prețurile un pic cam mari pentru că un magnet sau cel mai ieftin magnet și cea mai ieftină insignă era undeva la 10 euro, dar am zis, hai, fie o dată pe an mergem, așa că mi-am cumpărat și eu câte ceva. Și o să încep cu primul lucru care se află aici. Mi-am luat un lucru pe care n-aveam nevoie de el, dar mi l-am luat pentru că îmi va aminti de experiență. Și am aici un pahar termos cu stici. Noua mea obsesie, stici. Am dezvoltat o obsesie pentru acest personaj. Eu oricum în trecut m-am uitat la Lilo și Stitch, dar am văzut acest termos care mi-a plăcut super mult. El așa vine, se deschide aici și poți să folosești și pai. Am primit și pai la el. Așa arată. Aici ai practic să bifezi tu ce ai, de cafeinizată, shot, sirop, lapte și alte lucruri de genul ăsta. Ohana Coffee se numește și mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă spuneam că vine însoțit și de un pai și o perie de curățare a paiului, un pai de metal, așa arată, și peria de curățare a paiului. Ăsta a fost ori 20, ori 25 de euro, nu mai știu exact, o să ziceți mult, da, e mult, dar o să beau apă sau cafea dintr-o cană termos fancy sau un pahar termos fancy. Și o să-mi amintesc mereu de Essen. Apoi, în această punguță simpatică, am următorul lucru scump pe care l-am luat, și anume o pereche de șosete Kawaii Kitty Socks, mărimea 35-39, la tipul șosetelor sunt unisex și pe șosetele astea am dat nici mai mult, nici mai puțin de 15 euro. Știu. Dar mi-au plăcut foarte mult. Încerc acum să le deschid, să le desfac, să văd dacă pot că au o ață aici.
Nu pot. În fine, au o pisicuță aici și ele sunt lungi. La material să știți că sunt ok. Miuna Art. Sunt faine. Am zis am și o pereche de șosete amintire de 15 euro. Apoi, mi-am mai luat o brățară din zaruri. Asta a fost 12 euro. Sau 12,50 euro. Așa arată ea. Să știți că îmi place destul de mult. Aveau foarte multe lucruri din zaruri. Lăncișoare, brățări, cercei. Dar cum eu nu prea schimb cercei pentru că folosesc un anumit tip de cercei, am zis că nu are rost. În schimb, brățări pun pe mână. Așa că mi-am luat o brățară din zaruri. Uite, sunt zaruri din astea micuțe. Mi se pare foarte cute și interesantă. Și uite, acum o și pun pe mână. Și e și foarte micuță ca dimensiune. Eu am o încheietură foarte mică. Și o să se vadă bine în toată combinația asta. Deci ne place și ea. Și de la soțul meu am primit o insignă. Uite, în cazul în care vă interesează, Miuna Art Illustration este brandul de la care am cumpărat șosetele. We Love Dyes este brandul de la care am cumpărat brățara. Doar că nu mai am brandul care a făcut, mă rog, artistul care a făcut ăsta. Și am mai primit de la soțul meu, de la Moertel Pin Collection din 2017 este firma, Neon Noir Pixel Art, o insignă cu fluturaș. Asta să știți că îmi place destul de mult, e super, super simpatică. Găsiți tot felul de lucruri de genul ăsta, într-adevăr sunt mai scumpe pentru că sunt artiști care le fac. Și practic tu susții artistul în sine, nu o companie. Apoi, de la o ciocolaterie pe care v-am filmat-o în daily vlog și nu uitați să mergeți acolo dacă vreți să vedeți, am găsit ciocolățică cu lapte împreună cu o mașinuță. Am avut una pentru fiul meu și o cutie de ciocolată pentru soacra mea, dar le-am oferit deja. Am păstrat doar ciocolata asta pe care urmează să o dau unei prietene să vă arăt. Așa arată ea. E însoțită de o mașinuță. I se deschid ușile, avem Range Rover. Bun. Next. Într-un DM, pentru că am intrat, ai, nu, că mai am ceva în afară de beauty, stați. Fac așa. Din aeroportul din Düsseldorf, când am aterizat, am luat o sticlă micuță din asta de tărie, pe care urmează să o dau unui coleg de muncă, am luat-o special pentru el. Și mă enervează părul. Am luat magneți. Am luat doi așa cu Essence. Stați să vi-l arăt cum trebuie. Uite, așa este magnetul, doi cu Essence. Unul merge către cumnata mea, ăsta către o prietenă. Pe cel pentru cumnata mea l-am deja pe birou. Și am mai luat două la fel din astea, care la fel, unul merge către colegul meu și unul către o prietenă. Pentru că ei au cerut magnet, colegul meu a cerut magnet și am zis să îi mai au și altceva pe lângă. Și acum trecem la partea de beauty. Într-un DM, pentru că nu se putea să ajung în Germania și să nu intru într-un DM, pentru că se știe că DM este un brand german, am intrat și mi-am luat de la L'Oreal, din gama asta mată, rezistentă. Ăsta l-am și desfăcut, nu arată în cel mai bună stare. L-am și desfăcut pentru că l-am purtat într-una din zile, nu e chiar atât de rezistent. Mi-am luat nuanța, se numește Matte Resistance 665 First Mauve. Așa arată el. Culoarea este asemănătoare cu cea de pe ambalaj. Uite. Așa are și aplicatorul. O să ne mai auzim cu ele când o să le fac un review. Momentan l-am aplicat o singură dată. E fain, mă așteptam să fie rezistent ca cel de la Maybelline.
superstimating nu este, dar eu l-am luat să am înrujmat pe care să-l folosesc prin clipuri, pentru că în general la muncă folosesc tinturi. Și o să vedeți că am și tint. Și acum trecem la produsele Essence pe care le-am luat. Produsele Essence pe care să știți că eu pe la noi nu le-am văzut. Și în primul rând mi-am luat un Jelly Grip Hydrating Primer, Makeup Gripping and Refreshing, Free from Silicone and Alcohol. Așa arată el, încă nu l-am folosit, urmează să-l folosesc și ne mai auzim cu el, ori prin clipuri de favorite, ori dezamăgiri sau lucruri de genul ăsta. Nu mai știu prețul la ăsta, nu mai știu cât am dat în DM, 20 de euro parcă, pentru că ăsta a fost, sau 25, pentru că ăsta a fost destul de scumpit cel, vreo 13-14 euro a fost. Dar ăsta l-am luat, sper să fie ok, o să vedem, vă țin la curent. Apoi, că vorbeam de tinturi, am găsit și un tint for lips and cheeks, adică pentru buze și obraj, Essence What a Tint Lip and Cheek. Nuanța, nu știu dacă am nuanță, dar eu încerc să știți, nu am nuanță, ăsta era pus acolo la o reducere, este un roșu ușor burgundiu așa și mi se pare că este dupe pentru Bene Tint. Uite, și vine așa. Ia, uite așa vine. O să îl folosesc și ne auzim și cu el la fel, vă spun părerea despre el. Și pentru că aveam buzele super uscate, că practic de-aia am intrat în DM, mi-am luat de la Essence Hydra Kiss Lip Oil și este nuanța 01 Kiss from a Rose și miroase a trandafiraș. Și o să folosesc combinația asta mai mult, tintul împreună cu uleiul ăsta de buze. El, să știți că așa vine el, rozaliu, o să-i se schimbe culoarea pe parcurs, că eu o să-l folosesc cu tintul. Ăsta îmi place, este foarte hidratant, ușor lipicios, dar este fain. Apoi, din aeroportul din Düsseldorf, la Dus, am căpătat două parfumuri. Unul pe care mi l-am cumpărat eu și unul pe care mi l-a făcut cadou soțul meu. Și o să intru pe Fragrantica, am și blotere aici, ca să vedem exact care este treaba cu ele și să vă spun și notele. Ia să vedem. Ok. Iar cel pe care l-am primit de la soțul meu, l-am desfăcut, bineînțeles, unul l-am și purtat, adică pe ăsta, iar unul este și mai Scent of the Day astăzi. De la soțul meu am primit Shakira Rojo, el l-a testat, i-a plăcut cum miroase, l-a luat și foarte bine a făcut, pentru că e un parfum cu cardamom superb, dar vorbim imediat și despre note. Aici o avem și pe Shakira Sexy, așa. Bun, și vă arăt imediat și sticla parfumului. Uite, așa arată și sticla parfumului, este, aici ne scrie Shakira și nimic altceva pe spatele sticlei. Ăsta a fost 19 euro și are 80 de mililitri și este o apă de parfum. Haideți să vă citesc un pic despre acest parfum, pentru că nici eu nu știam despre el. L-am mai văzut pe Military Shop, pe Best Value, l-am tot văzut, dar nu m-am dus niciodată spre el. Are la acorduri cald condimentat, citric, fructat, dulce, flori galbene, aromatic, lemnos, ambrat, fin condimentat. Rojo de la Shakira este un parfum floral fructat de damă. A fost lansat în anul 2023, deci practic anul trecut. Iar în vârf avem lămâie, smeură și coacăze negre. Toate fructele care îmi plac, mai puțin lămâia, dar în ultima vreme îmi place și lămâia, depinde cum este lucrată. Mijlocul este unul interesant, ghimbir, cardamom, piper roz, narcisă și ylang-ylang. Iar în bază avem ambergris, note solare și cedru. Mi se pare că e un parfum sexy, cardamomul îi dă un aer foarte interesant. Mie mi se pare că nota de cardamom în parfumuri
dă un vibe sexy misterios parfumului, cel puțin în parfumurile feminine, și este și cazul lui. Este dulce, pudrat, mie mi se pare și ușor, da, dulce, pudrat, mi se pare și ușor gurmânduț, se deschide cu explozie de fructe, după care încep condimentele, e un pic fresh, e și dulce, este și condimentat, într-adevăr, se simt condimentele. Nu prea simt flori. Mi se pare că miroase a... o bomboană, bomboană mai mult înspre pralină, deși nu are nimic ciocolatos așa. Cred că vibe-ul ăsta e de la cardamom. Dulce, pudrat, ușor condimentat. Miroase foarte interesant. L-am purtat o singură dată. O să-l mai porce, să ne mai auzim cu detalii despre el, dar este fain. Este dulce, este pudrat, este condimentat, este fructat în deschidere. Dă senzația și de catifelat așa, foarte interesant parfumul. O să ne mai auzim cu el, evident, în parfumurile purtate. Dar se simte foarte bine combinația de cardamom ghimbir, nu simt florile. Se simt fructele extrem de bine, pe alea le simt și mă duce fix cu gândul la culoarea asta, la roșu. Roșu rubiniu, așa. Fix ăsta e vibe-ul pe care parfumul mi-l dă. Îmi place pentru că este dulce, este condimentat, e în sfera mea de miros. Și mi se pare că are și o atingere gurmandă, deși ei nu listează acest lucru. Eu mi-am cumpărat din aeroportul din Düsseldorf un parfum pe care mi-l doream. Inițial am vrut să-mi iau Milk Minus, dar îl las pentru Crăciun sau pentru ziua mea. Văd când o să mi-l iau. Dar, în schimb, mi-am luat un parfum pe care la fel l-am testat. M-am îndrăgostit de el. Și am zis, trebuie să vină la mine. L-am testat când am fost la o plimbare cu prietena mea, Andreea, te pup, Andreea. Mi-a plăcut foarte mult și am zis, trebuie neapărat să mi-l aduc în colecție. Hai să vi-l arăt întâi și vă spun și povestea cu el. Mi-am luat de la Dolce & Gabbana Devotion Intense. Și o să vă spun imediat care este faza cu acest Devotion Intense. Eu am testat Devotion Classic. Nu pot să zic că mi-a plăcut, mi se pare lămâia aia destul de sintetică, nu este făcută atât de bine, nu este neapărat un parfum care să-mi placă. Mă așteptam ca Devotion să ducă mai mult înspre Lyra, pentru că am Lyra pe terminate și vroiam un parfum care să-mi înlocuiască Lyra. Și am zis, ok, hai să încerc și Dolce & Gabbana Devotion. Doar că ăla mi se pare foarte sintetic, extrem de sintetic în deschidere, poate după ce se mai așează parfumul este mai bun, mai bine blenduit, mai dens. Dar mi s-a părut, pe pielea mea mi s-a părut că ceva nu e bine acolo, opinia mea bineînțeles. Dar am testat când am fost cu Andreea acest Devotion Intense și m-am îndrăgostit, l-am dat pe piele atunci. Și am vrut să-mi iau un travel de 10 ml, dar am zis, lasă că mai bine mi-l iau eu din excursie. Am varianta de 50 de ml, așa arată și parfumul, a fost 100 de euro. Și îmi place mai mult sticla asta, are degradeul, e portocalie așa. Am, 50 de ml am aici, da, 50 de ml și este apă de parfum. La acorduri avem vanilie, nuci, flori albe, dulce, lemnos, citric, pudrat, săpun. Ce vreau să zic este că deși ei nu listează, eu încă simt lămâia și aici. Nu atât de sintetică cum o simt în Devotion Classic. E mai soft un pic și îmi place mai mult lucrul ăsta. Este un parfum lansat în 2024 și se deschide cu alune, în mijloc avem floare de portocalie, iar în bază vanilie. Și cum vă spuneam, deși nu listează lămâia, se simte. În continuare păstrăm ADN-ul Devotion, doar că este mai intens. Cu siguranță astea sunt notele adăugate în plus față de clasicul Devotion, pentru că eu reușesc să le simt lămâie și aici. O fi capul meu, nu avea. Dar eu reușesc să o simt și cu siguranță parfumierii nu ne listează neapărat toate notele pe care un parfum le conține, că n-ar avea de ce.
Este absolut superb. Mi se pare în zona de lira, doar că e un blat de chec cu coajă de lămâie rasă, pufos, dulce. Este foarte fain, mie îmi place foarte, foarte mult, simt și alunele, se simte și zaharicios, probabil de la floarea de portocal. Vanilia este foarte faină și deși am lira, dar vă spuneam că mai am puțin din el, am Lolita Land, e cumva între cele două și nu îl văd neapărat redundant în colecția mea. E un parfum fain, un chec cu coajă de lămâie sau un chec cu glazură de lămâie, dacă vreți. Aici simt lămâia în continuare și îmi place, nu e atât de sintetică cum este în Devotion Classic. Mi se pare mai dens, mai bine făcut, mai bine blenduit, e mai pe gustul meu față de prima variantă. Dacă prima variantă e un parfum de vară pe care să poți să-l porți, un dulce de vară, cel puțin pentru mine, datorită acelei note de lămâie care e un pic sintetică și crisp, aici avem un parfum de vreme rece cu siguranță, deși merge și toamna și primăvara. Evident, îl purtați când vreți. Îmi place, o să-l port și ne auzim cu el. Apoi, Doamne, astăzi sunt dată cu unul dintre parfumuri, nu cu ăsta, o să vedeți. Dintr-un magazin luxury, care se numește așa, Schnitzler, cred că se zice, Schnitzler Beauty Inside, și avem aici pe punguță Düsseldorf, din K.O. Gallery, în cazul în care vă interesează și vreți să mergeți în K.O. Gallery, găsiți acest magazin. Mi-am luat un parfum pe care mi-l doream de foarte mult timp, pe care îmi doream să-l testez, să ajungă la mine, îl tot aveam pe wishlist, am foarte multe parfumuri de la Juliette Trezăgan pe wishlist, dar mi-am luat Per Ink, pentru că mie îmi place foarte mult acest parfum. Haideți să-l căutăm și pe Fragrantica, pentru că e foarte interesant. Și o să vă spun apoi și părerea mea despre el. Este mai sunt 8 de day ăsta, se deschide așa. Prezentarea clasică Juliette Trezăgan. Iar aceasta este sticla parfumului. Am dat 105 euro pe varianta asta de 50 de ml. Da, puteam să-l iau mai ieftin din aeroport, dar experiența în a cumpăra dintr-un magazin de lux din Düsseldorf este una aparte. M-am dus în magazin nemachiată, îmbrăcată, în haine legere, nu s-a uitat nimeni ciudat la mine, am testat în voie inclusiv parfumuri de la Roja pe piele, nu mi-a zis nimeni absolut nimic, și am primit și mostre. E bine, acest Juliette Trezăgan Per Ink mi l-am luat pentru că eu iubesc nota de pară și o urmăresc foarte mult pe Amy Glam, care postează clipuri despre parfumuri, iar ăsta este unul dintre parfumurile ei preferate, All Season. El la acorduri are mosc, ambrat, fructat, dulce, acvatic, proaspăt, pudrat. Juliette Trezăgan Per Ink este un parfum aromatic fructat unisex, lansat în 2021, și este creat de Romano Ricci. În vârf avem pară, în mijloc ambroxan, iar în bază avem musc și ambretolide. Ei bine, e atât de frumos parfumul ăsta. Ca să vă faceți o idee, avem pară pe care o găsim în God is a Woman, dar foarte elevată, foarte fină, foarte mișto făcută. Nu este para din label care să te leșine, să fie dulce, zemoasă. E o pară ușor dulceagă, ușor acrișoară, mai mult para pe care o găsim în God is a Woman. Avem ambroxanul care pe mine miroase ușor dulce, zaharicios, nu extrem de dulce. Este un parfum, să știți, care din punctul meu de vedere este destul de potent, pentru că l-am dat pe mână după ce am ajuns cu el la cazare și l-am simțit o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Are și ceva cremos, dar e o
un parfum foarte fain. Mi-e foarte greu să vi-l descriu acum, pentru că deci nu am foarte multă experiență cu el, dar e un parfum fain. Dacă vă doriți o variantă poate sau un parfum, sau vă plăcea God is a Woman de la Ariana Grande, dar vă doreați ceva mai grown up, mai elevat, mai rafinat, ăsta este varianta. Avem o pară destul de crisp, dulce acrișoară. Pe mine ambroxanul miroase ușor pudrat zaharicios. Avem și un pic de mosc, nu-l simt neapărat acvatic, avem și un pic de mosc curat acolo și ambretolide. E fain parfumul, îmi place foarte mult și da, mi se pare un parfum potrivit all season. Eu l-am purtat astăzi și m-am dat cu el astăzi pentru că vreau să-l testez. Da, mi se pare mai mult un parfum de vară, o pară de vară. În ultima vreme tot caut o pară care să și persiste, să se și simtă pe mine, iar ăsta chiar este un parfum în care para se simte și în care para persistă pe mine. Și nu mai fac baie în el. Nu este un parfum overpowering, nu este un parfum pe care să-l simți de la 100 de kilometri. În general, mi se pare că parfumurile Juliet Hezegan sunt destul de intime, tu le simți pe tine, rămân cu tine, dar sunt un fel de skin scent, un fel de parfumuri care îți dau, te îmbracă pur și simplu. E ca și cum pielea ta miroase foarte, foarte bine. Nu ai senzația că te-ai dat cu un parfum, ci pur și simplu te îmbracă, te învăluie și e foarte, foarte fain. Nu regret că mi l-am luat, îmi doream foarte mult un parfum de la Juliet Hezegan în colecție și când am văzut că au Pear Ink, am zis pară pentru că eu ador nota de pară în parfumuri, dar nu prea găsesc unul cu pară care să persiste pe mine. Persistă la Abel, persistă Vanilla Candy Rock Sugar de la Kayali, dar vroiam o pară de vară care să se simtă. Doamne, și e fix para aia care e zămoasă înăuntru, dar are coaja aia verde un pic tare. Fix asta resimt, iar ambroxanul, ambretolidele fac acolo o treabă excelentă. Îmi place foarte mult și cu siguranță o să mă bucur de el. Și la acest parfum am primit și mostre. Le avem aici. În primul rând am primit de la Mai Claran Reconnected with Your Skin. Am primit așa două eșantioane, o cremă hidratantă, Hydra Mattifying Cream, uite pe asta o să testez mâine, pentru combination to oily skin cu Strawberry Tree Fruit Extract. Nu știu ce este căpșuna de pom. Și am mai primit o mască, Hydra Replumping Night Mask. O să o folosesc de seară pe asta. Pentru toate tipurile de ten cu Huang Ki Extract. Nu știu exact prea multe detalii, dar așa arată. Asta îl pun aici ca să îl folosesc. Am mai primit o mostră de Irresistible Very Floral, care arată așa. A rose absolut illuminated by a bouquet of solar white flower. Hai să vedem. Să vedem dacă ne face cu ochiul. Deci avem un trandafir, un absolut de trandafir iluminat de un buchet de flori albe solare. Ia să vedem, e pentru mine sau nu e pentru mine, că am o prietenă care vrea chestiile astea, de-aia vreau să dau un pic aici să văd care-i treaba. Eu am Irresistible varianta clasică, e în sfera aia, doar că nu mai are pară, ce vă spuneam că adornată de pară, nu mai are pară și e o variantă mai florală. Nu e neapărat pentru mine, dar e fain, dacă vă place trandafirul, tânăr, jucăuș și așa mai departe, roz, ăsta este destul de fain. O să meargă către prietena mea pentru că eu nu-i neapărat stilul meu de parfum. Și am mai primit de la L'Interdit Givenchy de Parfum Rouge. Ăsta vreau neapărat să-l testez, să văd care e treaba cu el. Carnal Flower
in flame with a very spice rouge accord. Ia să vedem. Mă uit la cameră că o să se oprească curând și îi dăm din nou drumul. Gata, am oprit-o eu și am dat din nou drumul. Am aici un pic, hai să vedem care e treaba și cu el. Ăsta s-ar putea să păteze, care o culoare destul de închisă. Nu e pentru mine nici asta. Păstrează ADN-ul de linterdii, pe mine lanterdii miroase a săpun din păcate. Îmi place varianta neagră de lanterdii, ăsta în schimb nu. Într-adevăr mă duce cu gândul la ruj, ușor condimentat, cu siguranță are și tuberoză. Ia să vedem ce ne zice Fragrantica, că sunt curioasă. Ia să vedem. L'interdit de parfum ruj. Cal condimentat, floreal, berlemnos, tuberoză, citric, paciuli, pământiu, pudrat, animalic. Da, sunt tuberoza, eu am o sensibilitate la tuberoză. Și are ghimbir cu portocală, sângerie în deschidere, apoi avem tuberoză, iasomie, frunze de pimento, iar în bază lemn de santal, paciuli și vetiver. Da, se simte și simt ceva condimentat, dar paciuli de aici este ușor mentolat. E paciuliul ăla mentolat care mie nu-mi place. Chiar dacă în unele parfumuri pot să trec peste nota de paciuli, aici este combinat ușor diferit și nu pot să zic că este neapărat must have pentru mine. E fine, dar nu cât să păstrez pentru mine mostra asta și să o folosesc. O să meargă către prietena mea cu siguranță, pentru că ea, draga de ea, se bucură foarte mult de astfel de mostre și așa îi dau și ei ocazia să testeze câte ceva. Și cam astea sunt lucrurile cu care m-am întors de la Essen, din Düsseldorf, din Essen, din excurse. Pe tot ce ați văzut aici, am dat nici mai mult, nici mai puțin, de 1500 de lei. Mai mult un pic de 1500 de lei, că am mai intrat și pe un alt card pe care îl aveam. Mă bucur, dacă nu mi-aș fi luat aceste două parfumuri acum, cu siguranță acasă nu mi le-aș fi luat. Nu m-aș fi îndurat să dau banii pe ele, dar pentru că îmi aduc foarte mult aminte de excursie și pentru că de fiecare dată când o să le folosesc o să-mi aduc aminte că mi le-am luat din această excursie, eu zic că merită. Iar parfumul ăsta, de câte ori o să-l miros, o să-mi aduc aminte că soțul meu l-a testat primul, i-a plăcut și că a vrut să simtă mirosul ăsta pe mine. De asta îmi place să-mi iau lucruri de pe unde plec, pentru că îmi creează amintiri, mă conectează de locuri, chiar dacă nu am folosit și purtat parfumurile astea cât am stat acolo, cu siguranță de fiecare dată când o să le folosesc, o să-mi aduc cu drag aminte că m-au însoțit acolo, că au fost parfumurile pe care mi le-am luat de acolo. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut asta până acum, să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă cunoașteți parfumurile, dacă le aveți, cum vi se par, cu siguranță majoritatea le aveți. Dacă ați mai fi luat și altele sau nu știu, orice vreți voi legat de acest clip. Și nu uitați, vă rog, să mergeți și la vlogul pe care l-am făcut de acolo, pentru că este destul de interesant. Am încercat să iau cât mai mult din atmosfera locului. În general, vlogurile de călătorie sau vlogurile în care prezint locuri unde merg, la mine nu prea au impact, nu sunt chiar atât de vizualizate și să știți că este o muncă destul de mare, pentru că pe lângă faptul că tu te bucuri practic de experiența pe care o ai atunci când mergi într-un loc, ești puțin în alertă și pentru că trebuie să filmezi, să prinzi și pe cameră și așa mai departe. Așa că dacă vă face plăcere să vedeți cum a fost zborul, primul meu zbor cu avionul, prima mea excursie în afara țării, vă rog frumos, din suflet, să aruncați un ochi și la acel videoclip. Eu vă mulțumesc de vizualizare, vă mulțumesc că sunteți întotdeauna aici alături de mine, că îmi acordați timp din timpul vostru, contează foarte mult acest lucru pentru mine. Mă simt onorată că v-am aici alături de mine de fiecare dată, la fiecare clip. Evident, fiecare alege ce clip îi place de la mine de pe canal. Vă pup, vă mulțumesc din suflet și până data viitoare să fiți frumoși și parfumați. V-am pupat, pa, pa!